Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod al videoblogului Bursier Investește la Bursă.ro. Eu sunt Rareș Mihăilă și astăzi sunt total nepregătit, nu mi-am pregătit niciun fel de script, dar sper totuși să vă aduc informații de calitate și informații pe care să le găsiți interesante. Spuneam că sunt total nepregătit de această dată. De fiecare dată, înainte de fiecare episod, îmi pregătesc cu 2-3 zile înainte informațiile, le scriu într-un document și vorbesc pe baza acelor notițe. De obicei, redactarea acelui document îmi ia 2-3 zile, timp în care adun informații, le procesez și încerc să le dau o substanță și încerc să le pun într-un context în care să le înțelegeți cât mai bine. De această dată nu mi-am pregătit absolut nimic, am fost plecat weekendul trecut și până miercuri am ajuns înapoi în țară, am fost plecat la o conferință în Varșovia, o delegație de la locul meu de muncă, iar în acest weekend, 13-14 mai, voi fi într-un team building din partea companiei la care lucrez, așadar filmez acest video vineri, pe 12 mai. Voi fi plecat și de aceea nu am reușit în această săptămână, venind de-abia miercuri în țară, nu am reușit să pregătesc absolut niciun fel de script pentru acest episod. Dar înainte să plec din țară, vineri, în toiul ofertei Digi, am pregătit un articol pe care sper că l-ați citit, un articol pe care l-am publicat pe site-ul investește-la-bursa.ro, se numește Bătălia pentru acțiunile Digi nu s-a terminat, ci abia începe. Vi l-am trimis și pe mail celor care sunteți abonați la newsletterul investește-la-bursa.ro. Scriam articolul vineri după masă, vineri seara, de fapt, atunci când oferta Digi duduia, subscrierile în cadrul ofertei era, de fapt, ultima zi pentru investitorii cei care doreau să subscrie cu acel discount de 7%. S-a ajuns la o subscriere record pentru piața din România. Am înțeles că anumite bănci au creditat clienții de private banking pentru a subscrie și de a beneficia de acest discount de 7%. În final, oferta Digi s-a încheiat. Am primit și eu acțiunile în cont. Am primit 271 de acțiuni în contul de tranzacționare ieri și încă aștept să văd ce fac cu ele. Am intrat în alocarea garantată, am depus un ordin de 265 de acțiuni, l-am depus imediat ce s-a deschis ședința de tranzacționare și am reușit să prind acele acțiuni în tranșa garantatelor, iar am mai primit încă 4 acțiuni în cadrul tranșei prorata. Sunt mulțumit, am prins poate... Sunt unul dintre norocoșii care am prins acțiunile din tranșa celor garantate. Și acum aștept să văd ce fac cu ele. Nu mă voi grăbi să le vând, deoarece, așa cum ați citit probabil și în articolul de pe site-ul investește-la-bursa.ro, unde am făcut un studiu de caz referitor la IPO MetLife. Am publicat acolo o analiză pe graficul de 2 ore, imediat ce ședința de tranzacționare a acțiunilor MetLife a început și acțiunile au intrat libere pe piață. Așa cum era de așteptat, investitorii s-au grăbit să vândă acțiunile imediat ce s-a dat liber la tranzacționare, deoarece, la fel ca și în cazul ofertei Digi și în cazul ofertei MetLife, investitorii care au subscris în primele zile au putut beneficia de un discount de 5% în cazul ofertei MetLife. După cum vedeți și în graficul de 2 ore, în cazul MetLife, prima lumânare este o lumânare mare și roșie, cu un volum destul de mare. Se poate vedea acolo că investitorii au început să vândă imediat ce s-a deschis ședința de tranzacționare, sperând să marcheze acel discount de 5%. Prețul a coborât destul de mult și s-a apropiat până la 24,80, dacă nu mă înșel, a fost foarte aproape de
prețul la care investitorii mici de retail au primit acțiunile în cadrul ofertei. 24,60 era prețul la care au primit investitorii acțiunile cu discount de 5%, e prețul a coborât până la 24,80. Deci cei care au vândut la 24,80 nu au făcut o afacere prea bună. Ulterior, după cum puteți vedea, prețul a început să crească și chiar a ajuns la 26,90, deci peste prețul de ofertă. Acum nu știm exact dacă în piață a intervenit agentul de stabilizare despre care vom vorbi imediat, cei de la Raiffeisen, pentru a stabiliza prețul în piață sau pur și simplu investitorii au dorit să cumpere acțiunile MedLife chiar dacă au intrat liberele tranzacționare și chiar dacă nu le-au prins în ofertă. Probabil a fost un pic din ambele, astfel încât prețul a urcat până la 26,90. Așadar, pentru cei care au prins acțiunile DG, v-aș recomanda să nu vă grăbiți să le vindeți. S-ar putea să, dacă le veți vinde la prețul din piață, veți pune un ordin la prețul din piață, s-ar putea să prețul să coboare foarte mult odată cu deschiderea ședinței de tranzacționare și să le vindeți la un preț de nimic și să nu marcați acel discount de 7% în cazul ofertei Digi. Dar ce este acest agent de stabilizare a prețului și ce rol are el? La fel ca în cazul oferte MedLife și în cazul Electrica și în cazul oferte Digi, pentru primele 30 de zile de când intră acțiunile tranzacționare în piață, va acționa acest agent de stabilizare, care este un broker mare, este vorba de cei de la Raiffeisen, care se va ocupa cu așezarea prețului în piață, să numim așa. Nu este clar ce va face el sau cum va acționa în piață. În prospectul de listare este destul de vag descrisă această operațiune sau operațiunile pe care le va interprinde acest agent de stabilizare. O să vă citesc doar câteva pasaje. În legătură cu oferta, Raiffeisen Bank, în calitate de agent pentru managerii pentru stabilizare, are drepturi, dar nu și obligația, în limita permisă de legea aplicabilă, să supraloce acțiunile oferite sau să efectueze alte tranzacții de stabilizare în vederea susținerei prețului de piață al acțiunilor oferite la un nivel mai ridicat decât cel care ar preleva pe piața deschisă în alte condiții. Deci, face o așezare a prețului în piață, așa cum vă ziceam. Managerii pentru stabilizare nu are obligația de a încheia astfel de tranzacții, iar astfel de tranzacții pot fi efectuate pe Bursa de Valori București și pot fi interprise în orice moment pe durata perioadei care începe în prima zi de tranzacționare a acțiunilor oferite pe piața reglementată la vedere al Bursei de Valori București și se termină în cel mult 30 de zile calendaristice de la tranzacționarea acestora. Cu toate acestea, managerii pentru stabilizare sau oricare dintre agenții săi nu vor avea obligația de a efectua tranzacții de stabilizare și nu există nicio garanție că vor fi interprinse aceste tranzacții de stabilizare. În orice caz, nu vor lua măsuri pentru stabilizarea prețului din piață al acțiunilor oferite la un nivel mai mare decât prețul de ofertă. Deci ei nu vor cumpăra acțiuni de piață la un preț mai mare de 40 de lei în cazul ofertei Digi. Și nu este clar în ce condiții vor acționa sau cum vor acționa. Un lucru este cert că, uitându-ne la celelalte ocazii în care ofertele, IPO-urile au fost deservite de acest agent de stabilizare, analiștii de la Prime Transaction au observat faptul că, din experiențele anterioare, prețul acțiunii la finalul perioadei de stabilizare de 30 de zile au fost de fiecare dată mai mare decât cel din ofertă. Acest lucru este un lucru îmbucurător și sperăm că și în cazul ofertei Digi, peste 30 de zile să avem un preț mai mare de 40 de lei. Mă aștept totuși ca o mare parte din banii returnați investitorilor în urma alocării pro rata să revină în piață și să cumpere acțiunile Digi, deoarece alocarea pro rata a oferit o rată de alocare destul de mică și mulți investitori cred că sunt în continuare interesați de acțiunile Digi. Așadar,
o parte din banii returnați, mă aștept să cumpere din nou acțiunile Digi și să susțină prețul în piață alături de agentul de stabilizare, dar mă aștept totuși ca o cealaltă parte de bani să revină în piață și să cumpere acțiunile companiilor listate deja la Bursa de Valori București. Faptul că banii revin în piață se vede deja în zilele de joi și vineri, 11 și 12 mai, deja se văd cotațiile companiilor cum au început să crească, până și Banca Carpatica, care a stat destul de mult timp sub rezistența de la 0,11 lei pe acțiune, astăzi are o creștere de peste 5%. La fel și celelalte companii, MedLife, văd o creștere de 3%, Compet, care a anunțat niște rezultate bunicele, are o creștere de 3,5% și multe, multe alte companii au început deja să se miște. Voi face o analiză legată de rezultatele raportate de companii pentru trimestrul 1 în următoarele episoade, când voi avea timp să-mi pregătesc un material pentru voi și ne vom uita pe rând peste fiecare companie și vom vedea care sunt oportunitățile după trimestrul 1. Deci mai multe despre rezultate raportate de companii într-un video următor, sper că pe săptămâna viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că informațiile care vi le-am prezentat așa spontan au fost de folos pentru voi. Vă recomand să vă abonați canalului de YouTube Investește la Bursa.ro, să mă urmăriți și pe Facebook, pe pagina Investește la Bursa. Acolo public informații mult, mult mai des și până data viitoare vă doresc investiții cât mai profitabile.